Astăzi facem o igienizare la BMW X3 din 2009. Avem un produs foarte bun pe care îl regăsiți pe 99vehicles.ro de la Liqui Moly. E într-un format compact. Vă arăt cum se folosește. Îl utilizăm împreună la BMW. Avem instrucțiunile aici. O să vă fac un close-up să vedeți cu atenție. Pasul 1, pornim motorul. Pasul 2, pornim clima. 3, dăm pe temperatură scăzută. 4, pornim la maxim ventilația. 5, dăm pe recirculare. 6, agităm ăsta. 7, îl poziționăm din ce văd eu aici, fie central, fie sub. Din punctul meu de vedere, e bine să-l poziționăm exact sub unde este filtrul de habitacul. Mă rog, mașina asta l-are în față, dar în general mașinile la o parte dreaptă și pe acolo are loc recirculare sau pe acolo se trage aer în caz de recirculare. Bun, pasul 8, poziționăm ăsta, repet, ori acolo, ori aici, are niște piciorușe, care niște semne ca să poată să stea acolo corect. Închidem ușile și lăsăm pe recirculare, clima în blană, ăla acolo, timp de 10 minute. După 10 minute deschidem ușile și le lăsăm deschise 10 minute ca să se aerisească. Acea substanță este recirculată prin sistemul de climatizare. E un miros puternic, chiar necăcios. Asta este și scopul, pentru a elimina din bacteriile care sunt formate prin instalația de climatizare. Și acest produs are ca scop să diminuăm mirosurile, bacteriile, să ne crească confortul și în același timp să reducem riscurile de apariția unor boli. Sunt persoane care sunt alergice, sunt persoane care au astm, sunt persoane care se pot îmbolnăvi de la aceste bacterii care sunt pe sistemul de aer condiționat. Ele în teorie nu sunt foarte periculoase, dar un mic risc există. Cam despre asta e vorba. O să vă las câteva cadre cu toată igienizarea pe care am făcut-o la BMW. Revenim cu concluziile. Prima este pornită. O să dau pe low. Prima e pornită. Pornim și ventilația. Ok. Dăm pe recirculare. Bun. Și acum să desfacem produsul, respectiv ambalajul. Se desface aici, obligatoriu. Și are niște decupaje aici. Aici să stea niște piciorușe ca să stea frumos. Dar ideal este să-l faci să stea așa. El se va bloca, deci îl pornești și când se va bloca, trebuie să stea fix ca să pulverizeze toată substanța pentru a fi aspirată, să zic așa, și recirculată de sistemul de climatizare. Deci baza și partea de sus se rup și rămâne cam așa. Acum trebuie să-l declanșăm și să lăsăm să funcționeze. Ia să vedem dacă reușesc. Am reușit. Bun. Și acum îl lăsăm să-și facă treaba. 10 minute. Are un sistem de blocare, văd că tot bagă. Partea de jos se face ca o mică pârghie, adică un suport, să nu cadă. Cred că trebuia să-l pun un pic mai în față, dar mă rog. Cam asta a fost operațiunea, miroase foarte înnecător în mașină. Lăsăm 10 minute acum toate ușile deschise, ca să iasă mirosul ăla necăcios din mașină. Și cam asta a fost operațiunea de igienizare. Durează practic undeva la 10 minute plus 10 minute plus ce pregătești încă 5 minute. În 25 minute îți faci o igienizare singur cu un produs de 45 de lei pe care îl găsești pe 99vehicles.ro. Foarte ușor, foarte compact și îl recomand să-l faceți în fiecare vară, pentru că până la urmă e vorba de sănătatea noastră în joc. Bacteriile acelea se depun pe instalație. Acum substanța asta, operațiunea asta nu le elimină complet, dar o mare parte din ele și ajută să avem o instalație de climatizare mai curată. Această mașină, după ce opresc clima, se simte un miros de bacterii, de miros neplăcut, mirosul specific de aer condiționat. Însă, de exemplu, la mașina mea, la Toyota,
nu miroase absolut deloc, pentru că e nouă și încă cumva n-am apucat să se formeze bacteriile, adică durează ceva până se formează. Tocmai de aceea e bine să facem aceste igienizări. Sunt pentru sănătatea noastră, instalația de climatizare va merge absolut la fel, adică nu influențează funcționalitatea sistemului de climatizare, este doar pentru ameliorarea mirosurilor și pentru îndepărtarea bacteriilor cât se poate. Și cam asta a fost operațiunea. Oprim, revenim unde eram înainte. Și cam asta a fost o igienizare pe care o puteți face voi acasă. Durează 20-25 de minute. Produsul găsiți la mine, sunt și alte produse desigur, și această operațiune eu o recomand în fiecare an pentru că bacteriile reapar. Să nu credeți că dacă faceți asta, gata, 3 ani de acum înainte nu mai avem mirosuri neplăcute. De multe ori durează câteva săptămâni, câteva luni, mirosurile reapar pentru că bacteriile reapar, e mediul lor preferat, condens și afară este cald, egal bacterii pe conducte, la un moment dat se mulțesc necontrolat și avem acel miros neplăcut care apare în habitacul. De aceea e bine să încercăm pe cât de mult posibil să-l diminuăm, pentru că e vorba de confortul nostru și de sănătatea noastră. Aștept mai jos părerile voastre, nu uitați că îl regăsiți acest produs de la Lechimoli la 45 de lei pe 99vehicles.ro. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.